dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, care ați primit-o acum o săptămână. Puneți la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Avem un proces verbal încheiat în 28 mai 2021. Dacă aveți abnotări pe marginea lui, și-au de luat cuvântul. Eu am spus, domnul președinte. Domnul secretar, vă rog frumos să semnați în procesul verbal, deoarece procesul ăsta verbal, eu la un moment dat, imediat după primul punct de ordine de zi, după ce s-a ales președintele, s-a discutat despre proiectul de lucrări de întreținere la drumul comunal. Și eu m-am înscris atunci la cuvânt. Și v-am spus că este o suprapunere, adică sunt două proiecte pentru aceeași porțiune de drum de 70 ceva de metri. Adică aveați un proiect la suplimentare și proiectul numărul 2 de pe ordinea de zi. Și dumneavoastră nu ați notat nimic din ceea ce a fost la înscrierea mea la cuvânt. Mare drag, notez un proiect care vorbiți de rând, notez un. Dacă doriți, vă pun la dispoziție înregistrarea vocală ca să vedeți ceea ce s-a discutat. Deci eu am spus... Deci, ceea ce am făcut în scriere, deci înscrierea mea de la cuvânt, de la punctul ăla. Exact, a fost vorba despre faptul că proiectul numărul 2, cel cu realizarea obiectivului de investiții, lucrări de întreținere și reabilitare a drumului comunal 1061, este exact același proiect cu modificarea proiectului de la pod, unde ați suplimentat ordinea de zi și ați cerut bănuți și ați modificat acolo cu valoarea de 76.000 de lei, parcă așa au zis domn primar, pentru asfaltarea celor 72 de metri. Și eu am zis că este același proiect, adică aveți două proiecte pentru același lucru. Mi-aduc aminte cum vi s-a explicat atunci. O să vă pun înregistrarea la finele ședinții, dacă e, ca să vedeți exact ce am spus. E bine? Era vorba de o dispoziție de șantierului care se ia lucrării. Așa. Dar vom vedea, vertica și vedea. Bun. După aceea, tot pe a doua pagină, când s-a început ședința, aveți undeva o notare cu, nu votează, deci primul procesul verbal, s-a votat cu 8 voturi pentru și 3 abțineri și nu ați consemnat decât două persoane, în paranteză. Deci ar trebui să vedeți cine a fost a treia persoană care s-a abținut. Se era pe pagina a doua. Pe pagina a treia, la punctul 4, când ați notat cum s-a votat, ați zis că s-a votat cu 5 voturi pentru și 8 voturi pentru și 5 abțineri. 8 și cu 5 iese 13, știți, și trebuie modificat. La care? La punctul 4. Deci trebuie modificat, că nu suntem 13 consilieri, suntem doar 11. Iar tot pe pagina a treia, la punctul numărul 8, cel cu aprobarea ca noi să aderăm la Asociația Ion Ionescu de la Brad, eu am avut înscriere la cuvânt și am întrebat de costurile care implică, dacă implică și costuri aderarea asta la asociație. Și văd că nu ați notat, deși au fost înscriere la cuvânt. Plus de asta, la pagina 4, v-am solicitat să-mi puneți la dispoziție raportul de evaluare 4267, cel cu inventarul domeniului public. Și trebuia să mi-l aduceți la ședința aceasta. Dacă l-aveți pregătit, vă rog să mi-l dați. Un pic vă rog, la ce pagina, la ce punct? Pagina 4, la proiectul numărul 11. Nu. Raportul de evaluare.
care l-ați menționat în proiectul de hotărâri, dar nu l-ați pus la dispoziția nimănui. Eventual, dacă ui, să nu uitați la finile ședinții, ca să nu rămână și ăsta la capitolul ne... În continuarea ședinții, mergeți la primărie și vă primărie la dispoziția. Ok. Atât la procesul ăsta verbal. Mai aveți să scrieți la cuvânt? Să punem la voce cine pentru abțineri, împotrivă. Cât avem pentru? 6. 6 pentru? 5 abțineri. Nu? Ca să nu se greșească. 5 abțineri, ca să nu mai fie discutit. Da. Nu la fiecare parte, vă rog. A, nominal? Da. Cele 5 abțineri. Să înțeleg că e opoziția, vă rog, spuneți da. Că la stângă, la dreapta, spuneți numele. Nu, acum la vădă... Spune-ți, Nere Adrian, numele la fiecare. Ce poie și Janina? A, eu dacă se numele la singur. Nu, trebuie să-ți spun. Spun eu. Doamna Minuț, domnul Istrate, domnul Bolog și domnul Dămătăr. Dămătăr, da. Da, cu domnul. Domnul Mariu. Cu Adi la Agricola. Trecem la următorul proces verbal, datat 24.2021. Înscrit la cuvânt dacă sunt. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? N-am fost la ședință. E foarte rău că nu veniți. Cât avem? 6? Nu puteam să fie premierea copilei, domnul Lungu. Doamne, aici sunteți alesul local, nu... Trimitați pe cineva la ședința cu părinții. Concepția dumneavoastră. Bravo. Interesul comunității primează în fața interesului propriu. Serios. Da, mai aveți de învățat. Trecem la proiectele de hotărâre pe ordinea de zi. Primul, privind atestarea inventarului bunului care aparțin domeniul public al Comunii Prăjești, județul Bacău. Înscriu la cuvânt. La domnul secretar, cred că tot la aduc Dexul, n-am înțeles de ce puneți atestarea inventarului bunurilor domeniului public, când ați avut și ședința trecută luarea cunoștință a inventarului domeniului public. Acum este doar o modificare, o completare, mai bine zis, cu două puncte. De ce adică atestare? Că atestarea a fost făcută una și bună atunci la începutul, în 2000. Bineînțeles, dar studiem amândoi, domnul secretar. Da. Scos la cot. Atestarea a fost adăugată la cunoștința inventarului domeniului public, doar sigur? La cunoștință. Așa. Și acum se introduce în domeniul public la două obiective de investiții, și anume pe stația temporară și canalizare și un iluminat public pe fotovoltaic. De la minister, pașii premergătorii domeniului public, le-am consemnat în proiect, le aveți în preambul. Și aici avem și documentația cu colaborarea și cooperarea cu Ministerul Dezvoltării. Și dacă doriți după ședință, îl pun la dispoziție să-l studiați, toată titulatura este consemnată și în procesul verbal la comunicări. Am întrebat, ce ați zis, este atestare și nu este completarea inventarului? Păi nu este completarea, păi nu, se atestă, asta este denumirea legală. Conform codul administrativ, denumirea legală este atestarea. Practic, v-ați introdus în domeniul public acele două obiective. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public a fost atestat din anexa numărul 27, la hotărârea din guvernul 588 din 2006. Atunci a fost atestat inventarul domeniului public al bunurilor. După aceea doar se fac completări sau modificări, domnul secretar. Se atestă. Asta este denumirea legală. Ok. Ce este suportat dumneavoastră? Dar oricum, ne-ați pus la dispoziție și considerațiile astea de ordin juridic. Chiar și completările ulterioare, tot cu atestare intră, doamnă. Că trebuie documente în spatele lor. Nu intră pe vorbe. Asta nu înțelegeți dumneavoastră. Orice ce bun luați ulterior anumitor acte permergătoare, se iau cu hârtii. Iar alea intră în patrimoniu prin acte și sunt atestate. Nu, ia-le Gheorghe și bagă-le în inventar. Nu e așa? Da.
Sunt specialist, dar e vorba de Dex și de înțelegerea lui. Da, e bun. Da. Supunem la vot cine este pentru. Abțineri. Împotrivă. 6-5. Ce să motivezi? Doar voturile împotrivă, domnul secretar, se justifică. Nu e greșit, doamnă, nu l-ați înțeles. Da, domnul Longu. Mai citiți-mă. Nu sunt atoștiutor, dar mai... Da, vă dați cu părere. Mai citesc o carte, una alta, un ziar. Uite, a venit pe masă. Dacă faceți o afirmație, trebuie să-ți vă arăt adresa Ministerului Dezvoltării, care îmi trebuie de privind atestarea inventarului bunului ce alcătuiesc domeniul public al Comunii Brăjești. Deci asta e titulatul, da? Deci proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunului care alcătuiesc domeniul public al Comunii. Asta e titulatul. Și vă pun la dispoziție. Astăzi la început. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurii de atribuire a contractului acordul cadru privind achiziția produselor și a contractelor acordurilor, cadrul de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru perioada 2021-2023 la nivelul Comunii Prăjești, județul Bacău. Vă rog la cuvânt. Vă pot să ne explici un pic inițiatorul de ce nu vreți să vă asumați responsabilitatea pentru organizarea procedurilor prin... Asta este pentru cornul și laptele, nu? Deci pentru... Nu. Dar pentru ce am văzut? Atât timp când nu am niciun fel de colaborare cu directorul școlii, nu lăs pe dumnealui, pentru că e administratorul școlii acolo, director, are capacitatea și drept de semnătură și-și asume toate contractele astea pe care le faci. Nu le fac eu, le semnez eu și dumnealui faci ce vrea. Dumnealui să-și asume. Este ordonator terțiar de credite, are posibilitatea, organizează... Pot dat o lege care spunea că să ocupe consiliile locale și primăriile, nu? Pot face. Nu îmi asume pentru dumnealui. Dumnealui să-și asume pe ce cheltuie banul. Atât timp cât de, când e numit director de la... sau mă rog, de când ține loc de director, că nu e numit încă, la școală, n-a colaborat niciodată cu noi, nu a venit cu niciun fel de inițiativă, nu ne consultă, nimic, ca și cum noi n-am existat, îl lăs pe Dumnezeu să-și asume până la capăt. Da. Bine că s-a făcut investiția, acum nu vreți ca să ajutați școala și cu celelalte. Tocmai că a făcut o investiție de bani mulți acolo și n-am dreptul să intru în școală. Dumnealui nu-mi dă dreptul. Până la urmă e bine că poate hotărâ singur ca să vadă cu ce se mănâncă afacerea asta. Mi se pare corect că ne dai omului responsabilități și vede, bă, stai alea că nu e așa. Ați văzut că ați înțeles? De ce să o faci eu dacă poate să o facă dumneavoastră? Deci supunem la vot cine este pentru. Abțineri dacă sunt. Cât avem pentru, cât avem abțineri. Exact, mine suie de Olanda. 6-5. La vot cine este? Cine se abține? Aceleași persoane. Dați copy-paste dacă aveți acum. Vă rog, spuneți numele ca să nu știu că s-a... Nu s-a mai gândit. Domnul președinte, dar nu sunt plăcit la vorbă. Vorbim acum întregi. Codificată. Vorbim cu secretarul, ce aveți? Da. Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de gospodărie comunală și aprobarea regulamentului de gospodărie comunală a Comunii Prăjești, județul Bacău. Înscrie la cuvânt. Nefiind luat de cuvânt, supune la vot. Precizare, dacă îmi permiteți, după ce se va emite hotărâre, va fi publicat pe primărie pe site-ul primăriei, după care o veți aduce la cunoștința cetățenilor să respecte
prevederile de hotărâri. Este același pentru că se aplică și... domnul secretar? Nu, actualizat. Este actualizat. Deci ați actualizat mai mult contravențiile și sancțiunile. Păi s-a schimbat ordonanța. Adică le-ați actualizat cu sume mai mari. Ceea ce înseamnă că cetățenii care nu vor respecta toate cele înscrise pe aici, care sunt într-adevăr foarte multe, începând de la posituieri vidipișanți și la curățenii și la asta și așa, ar fi probabil mai indicat colaborarea și comunicarea cu cetățenii întâi la a aplica sancțiuni. Probabil asta se urmărește. După asta vreau, dacă îmi permit, după asta vreau să vă zic, dumneavoastră veți face, ca și consiliul, că veți face cunoscut prevederea legală în toată comuna, veți iniția cetățenii ce au de făcut, ca să nu se ajungă la semn, practic mai întâi merg pe prevenție. Nimeni nu are interes să sancționeze. Ori legea 181/2020, asta prevede. Astea sunt sancțiuni, nu putem pune la noi sancțiuni pe care să le aplică față. Dar sper să nu se ajungă la sancțiuni, că doar nu este interes. Cine interes aplică să... sancțiunile dacă nu se respectă păi aveți... anumite prevederi de aici de către primărie și aparatul de specialitate a primarului? Păi aveți acolo, în proiect ați avut cei desemnați persoane competente să aplice sancțiuni și aveți din cadrul instituției, în speță aveți din cadrul primării și aveți, sunt sancțiuni care se aplică și de Garda de Mediu Bacău. Nu, mă refeream la faptul că dacă nu se face curățenie, că sunt anumite zone care sunt ocolite de angajații primăriei și la curățenie și la sunt noi și la toate celelalte. Adică merge din cadrul primăriei domnul Bunat sau domnul Vici și sancționează oamenii că angajații de la primărie nu au trecut tot anul pe acolo? Poate fi o variantă. Poate fi o variantă de lucru, doamnă. A, poate fi o variantă de poate lucru. Fi o variantă de lucru, da. Dar dacă angajații primăriei nu se duc în toate zonele comune și una și alta și așa? Angajații primăriei sunt coordonați așa la muncă și se duc acolo unde sunt trimiși, nu se duc unde vor dumneavoastră. Păi, domn secretar, cum semnați acolo că doresc și eu planul de acțiune al persoanelor de la întreținere și de la îngrijire? L-ați avut la mapă și l-ați aprobat dumneavoastră, consiliul local, doamnă. Avem, vreau să vedem grafic cu ce vor face ei în următoarele două luni de zile, de exemplu, unde lucrează, pe zone, ce fac în fiecare zi, să vedem sarcinile care le dați la toți angajații primăriei. Pe următoarele două luni, pentru tot e final de luna. Pe iulie și pe august, domnul secretar, vreau să văd un grafic cu fiecare persoană care... A trebuit trei doamna Ginena, că e vara, e doriți la mapă, doriți la casă? Nu, 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 îl doresc ca să mi-l pregătim. Dacă îl pregătiți în câteva zile, trebuie să-l ridic, sigur. Ca să vedem unde se va lucra, unde se va interveni și cine, bineînțeles. Ca să vedem dacă participă tot. Dacă și merge alt. Și anume, dar peste cap planificare. Deci noi vrem să vedem planificarea care este făcută, domnul. Este o planificare făcută. Doamnă, cereți o chestie stupidă. Aoleu, lucrarea spațiilor verzi se face în funcție de anotim și de starea mică. Uite, bineînțeles, dacă nu plouă toată vara, omul n-are ce căuta pe șanță acolo la dumneavoastră. Deci, cine sunt aberații? Sarcinile de serviciu sunt sarcinile de serviciu pe care nu mă privesc pe dumneavoastră. El are șef să duce unii spune. Dacă dumneavoastră nu sunteți de acord cu ce face șeful lui, îl cântați în biserică aici. Angajatul e angajat, el face ce îi se spune. Dumneavoastră când ați lucrat la pasion, făceați ce voi s-ați culat dumneavoastră? Nu. Ce vă spunea șeful, aia făceați. Păi eu vreau un grafic cu ceea ce au ei în perioada următoare de făcut. Nu cred că e atributul dumneavoastră. Ați avut planul de lucrări, aprobat, l-ați aprobat dumneavoastră. Individual, deci cu persoanele, să vedem unde și cum lucrează, ca să vedem și mai eu. Păi bândiți prin sală. Unul lucrează prin Ceara Calău, unul pe la cimitir, unul pe la Grădina Botanică. Aveți timp suficient, doamna Adean, aveți timp suficient, lucrați în mașină sau pe jos și o să-i găsiți. Ce fac eu cu timpul meu este treaba mea, domnul primar, înțeleg? Cei care sunt angajați la primărie să facă ceea ce trebuie și să respecte programul de lucru. Da. Asta și fac. Asta fac. Asta era ideea, da. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Abțineri. Împotrivă. Unanimitate? Unanimitate? Nu. E unanimitate la abțineri, da. Vă spuneți, vă atunci. Glumiți. Păi nu, e ce este o glumă să întreb dacă e... E periculoasă abținerea asta, puteți deveni constipați. Serios. Nu te duci odată, nu te duci două ori și nu mai te duci de lume. Trebuie să-i pastile. Auzi, vorbim medical, nu la ședință.
Având în vedere că s-au aprobat toate punctele de pe ordinea zi, declar ședința închisă, de acolo e vârf. Avem diverse. Aveți o adresă la diverse. Mai avem? Mai avem. Și poate au ceva de spus la diverse. Mai am o problemă, dar nu știu, aș putea să vă amintesc de vreodată. Referitor la drumul județean DJ 207D, subiect inundarea podețelor traversare construite pe DJ 207D, prin prezentă facem la cunoștință faptul că în urmarea principiului căzutului intervalul 17-19 iunie 2021 podețe transversale construite pe traseul drumului județean au fost inundate deoarece în aval de acestea nu a existat șanțuri canale de descărcare a apelor pluviare sau cele existente au fost colmatate cu bună știință. Față de cele arătate, vă rugăm să interveniți în vederea executării de lucrări de curățare, de colmatare a șanțelor canalului în aval de podețe construite, în vederea asigurării scurgerii apelor pluviale. Atât așa vă trebuie adresa constructorului. Dar cine este adresa? Consiliul Județean Bacău. Serviciul Public Județean, drumul și poduri. Păi și cine le-a decolmatat și cine a scas în repare? N-ați fost atent, vedeți că din cauza intemperiilor. Din cauza intemperiilor... Dar drumul județean este în lucru. Pentru că au fost blocate cum au făcut strada. Drumul județean este în lucru și probabil din cauza asta s-au colmatat. Intemperiile au fost întotdeauna. Dar când au fost șanțuri de bune, nu au fost blocate. Acum nu e vina comunii. E vina cine a făcut strada la Consiliul Județean și se desfund din podurile și se repare tot ce e o avarie, pentru că ei au blocat șanțurile. Inclusiv la Diroi au lăsat tubul cel mai mare în mijlocul șanțului. Era gata să sară la vecini în o gradă pentru că au blocat șanțul, pârâul de pe cerloaia, să spunem, cum la Nihailu Diroi. Domnul primar l-a văzut, poate. El la cunoștință de... Adresa asta, eventual, ținând cont că este drumul lucru. Adică ei au venit cu un tăvăluc, a stupat toate șanțurile și era logic să înfundi tot. Dar nu e din cauza comunii. Și vin avem noi ca și comuni. Paradoxal este că mari inundații nu s-au produs pe zona acestui drum nou făcut. Nu, dar n-au. Paradoxal este că inundații s-au produs pe drumurile vechi ale comunii, unde fiecare a construit podețe și a făcut șanțuri, după cum i s-a ridicat. După ce ați citit acolo, păi toate apele s-au dus foarte mare debit la vale în drumul județean, pentru că celelalte șanțuri de preluare a apelor pluviale sunt înfundate sau mici, sub cote. Și au fost rugați cetățeni să le modifice și nu au vrut, că e podețul lui și îl face cum trebuie. Nu întotdeauna plouă la fel. Anul ăsta plouă mai tare, la anul nu va plouă de loc. Anul ăsta mai mare de soate. Deci, șanțurile au fost șanțuri. Acum am prăzut. Au fost șanțuri și ele mai înfundă din când în când. Omul mai trebuie să dea și el cu fapa pe acolo. Din șanțurile alea. Ați mai desfunde și el un pic așa. Dar nu a trecut anul trecut, Nu există șanțuri. Se referă la canale sau șanțurile de preluare a apelor pluviale de la podurile care traversează sau subtraversează drumul județean. Și dacă tot a pomenit domnul Boloc de Diroi, de la pod la vale, trebuie decolmatat șanțul, așa fel încât apa care trece pe sub pod să se ducă până în punctul de deversare. Corect. La asta se referă. Așa va trebui să fie și aici în o chioșcu de lapte, preluat și decolmatate toate șanțurile astea, în așa fel încât apa să se ducă, să nu rămână, podul este acum, cota, podul este mai jos decât nivelul șanțului. Și vor trebui foarte. Băieții s-au făcut podul nou. Da. Au lucrat, au săpat. Nu au mai luat tot pământul care a rezultat din lucrările lor care au făcut. După ce se iese din area de siguranță, adică un metru de la axul drumului spre exterior, Consiliul Județean nu mai are competență, este treaba noastră. Dacă prin absurd vin apele mari, aduce pământ sau altceva și se colmatează podul, responsabilitatea sau obligația curățării podurilor alea o să ne revină nouă dacă noi nu le asigurăm continuitate să se ducă. Corect. Și noi...
De foarte mulți ani. Foarte mulți ani. Eu l-am rugat pe domnul secretar, dar dumneavoastră n-a fost probabil atent sau nici nu avem bani necesari. Va trebui să pregătim un proiect de hotărâre de Consiliu Local. Așa, și să ne asumăm, să contractăm o firmă, să decolmatăm aceste șanțuri. Adică trebuie un excavator mare, trebuie camion care să preia tot materialul aluvional și să-l duce mai departe. Să acces acolo, în primul rând, că acolo e un pic problemă, mai ales la biroi acolo. E o mare problemă. Și acolo și la Cazacu. Și acolo și la Cazacu, hai să spunem... Păi, pune-ți, s-a dormit, da, asta era. Hai și până unul, dacă știți, să Mergi unii, când se spărbunește. Ok, deci asta doar la adresă, să înțelegem. Eu v-am adus la cunoștință, la prima ședință, pregătim un proiect, va trebui să alocăm sume și nu am făcut lucrul ăsta acum, pentru că nu avem să luăm banii și ne permite legea după de mâine, cu rectificare bugetară, va trebui să pregătim bani necesari, să fac un calcul, să vedem cât bani ar fi necesar, să decolmatăm de zona de la drumul județean, de la limita... Deci vă mai văd două colegi, de acolo și la... De la Cibor și până trebuie inventariat de toate. Este drum Ionic, este al podes care trece pe sus. Dar și aici, la Gheorghe, la biserica, la ortodoxă, toate Cazacului, trebuie continuate cu șanțe, până la Sirea. La Diroi, la ieșire, la Fântânele. Spune-i tu că ești acolo, când vine apa aia de pe drumul ăla care se duce la deal la cimitir. Sunt foarte multe poate. Ce sunt? Și acolo trebuie făcut. Acolo se adună pământ din jumătate de metru. La intrare... Și suntem divini, suntem divini noi, acolo? E divin al de sus, că ne dă prea multă ploaie. Ce nu e adevărat. Nu se gândea, asta se putea, asta se putea, asta se putea, asta se putea, șanțul ăla a fost decolmasat ultima dată de Țovic, acum 10 ani de Antica. Păi de acum 10 ani până acum, Lucian. Primarul l-avem de țară, a văzut că părâul ăla e plin cu pământ. O făcut numai de la dânsul, de la poartă. Dar drumul cimitirului cine l-a făcut? Ia întreabă primarul. Ca să nu mai vină apa toată spre Gianina, spre mine, spre ăia care stau pe acolo. Dar acolo s-a lucrat întotdeauna, domnul Vernica. Toate, deci, pe bine, drumul cimitirului... Bine, au făcut Antica ceva, dar ce-a făcut Antica deci, acolo? Nu domnul Vernica, în 2019 s-a lucrat în primăvară, nu este adevărat, domnul Vernica, dar s-a făcut 60.000 de lei. Și tot drumul cimitirului s-a curățat din mărăcini și de toate astea. Au lucrat Ionică vreo săptămână, două. Cum a intrat o dată apa la Dana și la... Așa, și-au făcut toate, și-au făcut toate șanțurile și-au lărgit drumul. Ei, Ionică, hai, nu vorbim acum, dar... Deci, era ideea că s-a făcut acolo la noi, domnul Vernică, deci acolo nu trebuie. Nu, domnule, nu, dar întreb, dar nu știu cine. Nu, ideea este că s-a făcut atunci, dar e băgat că acum deja s-a mâlit totul, deci drumul e mâlit tot, degeaba s-a băgat piatră, degeaba. Din moale, n-ați văzut ce acolo. Păi, da, uite, când proiect, e un ultimul proiect, ai avut acolo, trebuia să nu intri cu... Dar nu, dar eu n-am zis, dar tu ca om, ca cetățean, nici nu trebuia, nu dumneavoastră, mă zic dumneavoastră, cine a trecut cu tratorul? Știu cine a trecut, dar zic, putea să mai aștept, s-a dus să dai cu erbicid imediat după ploaie. Deci, pur și simplu... Deci, acolo s-a lucrat, la alea s-a intervenit. S-a dat atunci, au fost 160 micro, au fost 2019, ploile alea și s-au atunci au fost bine. Iatră și pentru toate cele, adică nu putem zice... Nu-i intrat apa lui Sorin în ogradă, nu se știe. Și lui Sorin și lui Tandi Lucica, dar cum să nu, atunci au fost, s-au alocat bani, s-au făcut ce-a fost de făcut. Acum a lăsat situația, acolo unde îi... Dar nu, Soare zicea că s-a făcut acolo. Oricum ar fi, sunt foarte multe probleme promovate ăsta, provocate de ploi. Pe deal sunt probleme că s-a stupă. Cea ca două acolo, domnul primar, nici acum nu s-a mai pus. Deci eu v-am zis ea de acum 3-4 ani de zile, știți, trecerea aia. Că apa au luat-o exact. Înseamnă că dacă va veni un proiect de hotărâre să facem șanțul, o să avem unanimitate. Dacă vom fi consultați, că logic ar fi fost să-i punem cu toți la masă și fiecare să spunem unde sunt adevăratele probleme și unde este stringent nevoie. Dar dacă la camerii, la amplasarea camerilor n-am fost niciodată întrebați, la denumirea de străzi n-am fost întrebați, la nimic, adică veniți să ne puneți în fața faptului... Cum ați fost modificat denumirea? Haideți, domnul Chimie, m-a rog, după fiecare camion de piatră, acum sunt, vezi cum vrei și nu spuneți nimic și tot. Și după aia ai proiect. Noi în satului. Ia colaborați un pic cu... Păi probabil că era cea mai rău camion din lume. Dar voi faceți...
Că dacă nu-i ședință în care se încasează, nu vii și așa. Care degeaba te cheamă la... Păi, lasă ne-am văzut ședință, nu mai am luat. Păi, ai nevoie, deci nu vii la ședințele care nu se încasează, nu vii. Așa că nu are asta. Nu am fost la toate ședințe, n-am luat la ședință. Nu, nu, eu cu el nu pot să te abții, că nu are respect. Dar nu ții vă la... Mai avem altceva, nu este? Da, da. Adresa numărul 752794 din 22.06.2021, adică acum 8 zile, venită de la Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației și spune către beneficiarii Programul Național de Dezvoltare Locală, adică și Comuna Prăjești. Și spune, estimate beneficiar, în aplicarea prevederilor articolului 10, alineatul 4 din ordonanța de guvern numărul 28 din 2013, privind aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, cu modificările și completările ulterioare, vă comunicăm faptul că Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice, Administrației, a epuizat creditele bugetare alocate Programului Național de Dezvoltare Locală pentru anul în curs. Adică nu suntem nici măcar la jumătatea anului. Abia mâine se încheie jumătatea anului, bugetul a fost aprobat prin aprilie și domnii de la Ministerul Dezvoltării spun că au epuizat creditele pentru anul în curs. Continui. De asemenea, vă aducem la cunoștință faptul că potrivit legii aveți posibilitatea să decontați bunurile achiziționate, serviciile prestate și lucrările executate din surse proprii, vedem de unde, sau din alte surse legal constituite, sau să asistați lucrările. În vederea evitării înregistrării de arierate, urmând ca situația suplimentării creditului bugetare aferente programului în cadrul bugetului Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, în cursul anului curent, să vă notificăm cu privire la reluarea transferurilor, probabil când vor avea bani. Totodată facem precizarea că pe toată această durată de valabilitate a contractului de finanțare aveți posibilitatea de a solicita Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației recuperarea sumelor aferente contribuției de la bugetul de stat decontate din surse proprii sau din alte surse legal constituite. Semnează Ministrul Dezvoltării, domnul Ceche Atila. Păi mai avem două proiecte din cele 5 finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Podul la care a lucrat și domnul Boroc și la care nu se mai lucrează de cel puțin 8 luni de zile și nu cunoaștem niciun fel de... N-avem... Nu știu care e motivul. Păi care e motivul, domnul Boroc? Păi nu știu, dumneavoastră, sunteți primari, nu știu. Păi n-ai lucrat-o? Păi nu mai lucrează, n-am mai venit constructor, pentru care era și dumneavoastră acolo, ați lucrat acolo. Nu, sunt un muncitor, explicați-l la... Nu, stați un pic. Pur și simplu, constructor n-a mai venit la muncă. Tu ești bolnav cu cap. Nu. Eu simplu, dar ți-aduc angajarea. Ești nu faci să dau bolnav cu cap. Cum să zici și-a luat sub apal? Dacă eu am fost angajat... Nu, așa te-ai bătut cu pământ. Dar așa vorbești. Băi, nu l-ai luat cu contractul ăla la... Arată-mi un contract, domnule. Păi le-a făcut la negru. Deci, dați-mi voi... Deci, pe Programul Național de Dezvoltare Locală... Ai grijă de ce-am spus, băi, eu nu te-am făcut niciodată. Domn Benica, domn președinte. Aici nu sunt, băi. Atenție, atenție puțin. Domnilor, după ședință, ieșiți afară și ajută în capă. Haideți, vă rog frumos. Domnul Soane. Deci, domnilor, pe Programul Național de Dezvoltare Locală mai avem în lucru două proiecte. Grădinița, la care stadiul lucrărilor s-a ridicat la circa 85% și podul, unde eu estimez lucrările efectuate circa 80%. La grădiniță, deocamdată, constructorul încă lucrează. A venit cu o situație de lucrări circa o săptămână de zile în urmă, dar după ce ne-a venit această adresă la Ministerul Dezvoltării, prin urmare, nu știm dacă va mai fi finanțată sau mai fi plătită lucrarea. 333.000 de lei, dacă nu mă înșel. Podul e făcut 60%, 80%.
Nu, asfaltarea costă 1 miliard. După aia, balustrade, jutate, cele, să îngrețăm 60-65% la voi. Ca să bravo. Nu punem una pentru altă. 65%. Din luna octombrie, constructorul nu mai dă niciun semn de viață. Dați-l în judecată, domnul primar. Cum? Dați-l în judecată. Ei, da. Deocamdată este în termen, este în altă, dacă nu corespunde. De ce nu-l dă în judecată? Pentru că poate i-a spus. Domnul primar, pentru fiecare, pentru tot ce s-a lucrat, n-avem niciun fel de restanță la nicio lucrare. Deci, peste, pentru tot ce s-a lucrat. Deci, da? Pentru ce s-a plătit până acum, suntem la zi cu plata. Tot. Procedura și legea spune, constructorul vine, licitează, semnează contract, se apucă de lucrat și beneficiarul lucrării, în speță primăria, plătește în baza unei situații de lucrări pe lucrările executate, nu pe vorbe. Tot ce a făcut constructorul până acum la toate lucrările, toate sunt achitate la zi. N-avem niciun leu restanță către niciun constructor. Prin urmare, constructorul trebuie să vină să lucreze, să facă situația de lucrări, să o verifice Ministerul Dezvoltării, da, prin Inspectoratul de Stat în Construcții. Acum, că dacă Ministerul vă trimite notificarea asta, oamenii nu poate să lucreze din buzunarul lor și după aia. Doamnă, în contract și-au asumat lucrul ăsta. Păi dacă ei doresc să continui dacă... Din octombrie și până astăzi aveau tot timpul necesar să înceapă să finalizeze lucrarea. La ce lucrare este acolo? Mă refer la pod. La pod, care-i termenul de finalizare? Era... Expiră contractul în luna august. 2021 acum? Acum. Este o lună și jumătate. Extinderea de apă este finalizată ca și execuții, ca și plată, ca și tot? Așteptați să faceți recepția? Este finalizată lucrarea. Pe data de 6 avem recepția la rețeaua de apă. Pe 6 iulie, da? Da. Și celelalte, ce mai fost? Grădiniță. S-a terminat? Deci s-a terminat. Deci atâta. Atâta, mai rămas asta. Dar casa agronomului? E un alt proiect, o altă finanțare. E început și acolo. Da, da. Se lucrează, sunt trei, în cadrul acelui proiect, sunt trei locații. Casa agronomului, aici la primărie și jos la grădina botanică. Se lucrează. Sperăm că nu ne taie finanțarea. Acolo sunt fonduri europene, discutăm de o altă finanțare, o altă... Deci s-ar putea ca aceste două obiective, deocamdată la grădiniță se lucrează, vedem cât poate suporta sau duce în spate constructorul. La pod, repet, nu ne răspunde nici măcar la adrese, din octombrie încoace, indiferent cât am încercat. Am discutat, o să apelăm la... Oricum copiii sunt la grădiniță, sunt în școală, deci au alt spațiu unde se desfășoară activitatea, adică dacă cumva să mai întârzi, nu e nicio problemă. Iar podul circulabil, dacă nu mai sunt bani, să facă. Se degradează, cred că, o să termine lucrarea, că este semnat un contract. Când va fi determinat, o să facă din nou, s-a stricat. Dar omul și-a spus o declarat că e bolnav de cancer, de aia nu vine. În august, dă cu subționatul, dar nu-i gata. Sunt de aia, domnule, unde trebuie, fiecare răspunde să-mi facă. Dar nu de garanția. Prietenul primar mi-a la care a dat proiectul, asta e cu... Mai avem altceva sau s-a încheiat? Și ăsta-i prietenul primar. E el, cu toți sunt primar. Mai avem altceva? Da, ai lucrat tu și-s prietenul primar. Cum adică, lucrezi tu, băi Lucian, și prieten primarul cu el. Băi Lucian, băi tu ești, acum ce spun eu, ești întregat. Domnul Soare. Alo? Așteptați, dăm. Vă rog frumos. Declară ședința închisă. Adică un singur angajat. Domnul Soare. Domnul Soare. Dar după... de unde ești la primul? Declarăm ședința închisă. Vorbiți două.